Ești la antena satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 17. Știrile antenei satelor. Bună ziua, creștinii ortodoxi și greco-catolici sărbătoresc astăzi în a 50-a zi după înviere rusăliile sau pogărârea Sfântului Duh. La Catedrala Patriarhală din București, slujba liturghiei a fost oficiată în fața 1000 de credincioși de Patriarhul Daniel. Acesta a atras atenția asupra faptului că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a consacrat prima duminică după 1 iunie sărbătoririi părinților și copiilor. Astăzi această duminică a coincis cu sărbătoarea pogărârii Duhului Sfânt sau rusalile. Patriarhul Daniel i-a îndemnat pe preoți și credincioși să ajute în această zi familiile care au mulți copii. Semnul prezenței Duhului Sfânt în inimă, a spus Patriarhul, este dorința de a ne ruga, dar și dorința de a fi milostivi față de ceilalți. Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar cer USL modificarea sistemului de organizare a examenului de bacalaureat, astfel încât acest